Bine, și acum vă reamintesc încă o dată. Am venit aici pentru a ajuta o fată extraordinară, curajoasă. Roxandra este o fată care luptă cu viața, cu probleme de sănătate, cu diabet, cu histerectomie și așa mai departe. Nu contează, a venit și bunica ei. Bună seara, doamnă! Bine că ați venit și mai ales vă mulțumim dumneavoastră. Vă rog să comparați cu toții câte un disc, una la mână, că e un disc extraordinar, foarte reușit, un disc Eurostar cu compoziția lui Corine Elenei Badea, și muzică românească și armânească, patru piese, poezie adevărată. Vreau să vă spun că mai rar un medic atât de talentat, pentru că ea, iată, a moștenit talentul muzical de la tatăl său, vă spuneam, Fahol, de la mama sa, descendenta unor părinți fârșiroți veniți din Macedonia, dar mai ales ea compune și cântă în limba română, în limba armânească, are și legături cu câmpul Mușcel, unde este un singur armân, domnul Hagi, care organizează două manifestări culturale extraordinare acolo. Și lui, și celor din zonă, și tuturor armânilor care sunt celebri prin transfumanță, le-a dedicat Corina o piesă foarte frumoasă, cu viața la stână și cum sus pe deal cântă Boatsea Pindului, celebrul grup de care vorbeam, Vocea Pindului. Poezie adevărată și muzică din partea unei femei care este medic primar de medicină internă, șef secție medicală 1 la Spitalul Județean de Urgență de Tulcea, conduce și o clinică privată, Elena, o fată generoasă, are timp să umble prin lume, la Skopje o adevărată vedetă, a luat premii de poezie și muzică acolo. E al patrulea album, cel pe care vi-l recomand și sper să plecați cu toții cu el lângă inimă. Cântece frumoase și mai ales parafrăzând una din compozițiile sale care se cheamă Hai Hui prin sufletul folcului, care este tema muzicală, semnalul muzical al unei emisiuni de la Radio Enigma România, a spune că recitalul ce urmează este unul Hai Hui prin sufletul nostru.